Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Primarul sectorului 3, domnul Negoiță, Robert. Bă, frate, mie mi se pare că nu l-au dus niciodată cu clasa la grădina botanică. Deci este fascinat de plante exotice. Și cum vede o plantă exotică, pac, se învârte în jurul ei, ia copacul în brațe, le pune peste tot. Mi-e teamă de ce urmează după ce lor duce colegii la CIR. Doamne ferește! Nu, serios! Deci are acum un loc în sectorul 3, hala la minor, așa, unde aduce palmieri, ficuș, acacie, agave, feringi. Ce prinde? Un cactus? Cum prinde un ghiveș cu ceva? Pac, duce acolo, vrea să facă, a zis că îi place foarte mult, este super impresionat de plante. Pe cuvânt. Marea lui descoperire, acum, doi palmieri crescuți pe orizontală. Dar, nu, deci trebuie să mai zic ceva. El a zis că vrea să facă acolo pentru cetățenii care n-au văzut plante exotice, să poată să vină să vadă plante exotice. Să li se schimbe viața în felul ăsta. Aș vrea să-i spun, există grădina botanică în București, e mare. Adică poate să duc oricând să viziteze. Nu e sectorul 3. Nu, dar și se poate trece în București dintr-un sector într-altul, e legal. Nu știu dacă îi dă voie Nicușor. Nicușor l-a dat peste cap, să știi. Când i-a luat palmierii din Piața Unirii. Palmieri. El voia să extindă, practic. Da. Tot orașul să fi fost o grădină botanică. Acolo l-a dat total peste cap. Bă, faptul că e greu de întreținut, costă mult. Trebuie să ai specialist. Nu vreau să mă bag. Nu. Dar la botanică predomină plantele autohtone. Nu este efectul... Oare de ce? Wow. Oare de ce specialiștii totuși au ajuns la concluzia după vreo 100 și ceva de ani de când toți se ocupă de plante că parcă ar fi ceva mai mult cu plantele autohtone, că palmierii de la ultima glaciațiune încoace nu prind deloc. După cum bine observăm, clima este într-o continuă schimbare. Domnul Negoiță este un avangardist. Da, un vizionar. Da, iernile nu vor mai călca în București, practic, cu zăpadă niciodată. Așa. Și atunci putem aclimatiza, iată, palmierul, cactusul, ficusul, ce mai are dânsul. Bine, okay, în orangeria aia frumoasă și acolo omul o să fie copleșit. Când deschide poarta la minorului acolo, rămâne surd. Exact. Și domnul Negoiță, o să fie, uite ce de plante minunate. O să stau și vorba lui Vlad, după ce îl duce la circ, ne umplem de rinoceri și o să fie plin de toate alea. Da, are o descoperire, acum a adus doi palmieri crescuți pe orizontală. Deci și marea lui... Defecție, adică. Nu, domne, așa sunt. Nu, așa e soiul. Nu mă răutăcioși și spun că sunt căzuți. Nu sunt căzuți. Ei așa sunt crescuți, înțelegi? Deci, practic, i-au ținut cu rădăcinile în balot și i-au pus pe orizontală și palmierul a dat muguri și a crescut pe verticală. Înțelegi? Domnul Negoiță orizontală. Este... Nu. Frunzele cresc acum, ramurile cresc pe verticală. Așa. Trunchiul este pe orizontală, mă înțelegi? Trunchiul, da. Și rădăcinile sunt în balot. Și chestia asta l-a dat pe spate. A zis, mamă, ce tare, se poate sta pe el. E băncuță, a făcut filmare și a pus pe Facebook când descoperă copacul pe care se poate sta. Aceasta este o plantă deosebită în sensul în care ei l-au crescut, așa l-au crescut ei culcat, da, astfel încât să dea din el să pară natural. Imaginați-vă că o să fie aici în interior și poți să stai pe el așa, un copac, e o plantă vie și așa stă el acolo la rădăcină, e alimentat și pur și simplu m-a surprins foarte tare această idee care imită natura. Gata, mă, se plimbă pe rinocer după aia. Deci la anul în campanie vine că l-are pe rinocer. Tu mi-a scris un prieten, Negoiț a descoperit planta de coca, sigur. Nu, serios, mă, frate, deci este totalmente uluit, încântat de faptul că este un palmier orizontal pe care se poate sta. Mă, ce tare, o plantă vie pe care se poate sta. Deci nu e întâmplător? Nu, așa l-am crescut, domnul primar. Așa l-ați crescut? Extraordinar. Câți aveți? Doi, dați-mi pe toți. Îi iau, îi pun la mine, la minor, acolo. Mai să-mi crește, să fac în tot sectorul bănci, așa? Da, n-am văzut niciodată așa. Băi, o să fie bănci vii. Da. Altfel, bun, nu știm prea clar cât costă, e confuzie aici. Domnul primar a declarat recent, scrie ziarul Libertatea, că un astfel de palmier costă 1000 de lei. Libertatea a obținut o factură de 515.000 de lei pentru palmier și palmieri. Da, și G4 Media observă că pe site-ul firmei care a vândut palmierii autorității locale,
că este evident și o firmă care face tranzacțiile astea, doar nu credeți că se duc să recolteze, să duce domnul Negoiță cu colegii de la primărie la pădurea de palmieri și recoltează și îl pune în bancă. Da. Deci, în firma respectivă apare ca director executiv un domn Emil Epure, care a fost șef al Tineretului Național Liberal Giurgiu, consilier județean Giurgiu, fost consilier al primarului din Giurgiu, scriu jurnaliștii de la Libertatea, domnul Emil Epure a negat că ar fi angajat al companiei. Deci dacă lucrează cumva acolo, lucrează de drag. Practic. Pro bono. Pentru bani, da. Și altfel, domnul Negoiță, înțeleg că va avea niște drumuri la DNA în perioada următoare. E cercetat pentru niște suspiciuni de corupție, dânsul neagă că ar fi ceva adevărat. Uh-huh. Evident, bun, sperăm să se lămurească cât mai repede problema. Dar eu zic că dacă i-ar pune mă niște copaci de ăștia, niște palmieri, plante vii, orizontale, la intrare acolo, la DNA, da, bă, s-ar duce cu alt, cu alt drag. S-ar duce cu inima deschisă la DNA, măcar știi să fie plantele lui dragi favorite acolo, să stea pe o plantă vie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.